Mai mulți oameni de la Sateni s-au plâns că ar fi vrut să-i vadă pe aleșii poporului mai aproape de ei, să le asculte grijile și să le găsească soluții la probleme, dar nu să-și facă apariția numai în campaniile electorale, când promit marea și sarea, ne-au spus cei cu care am discutat. Ei nu știu și la popor, la sat ei nu vin. Ei se gândesc în votările, atunci se gândesc, dar așa nu se gândesc la sat. Chiar nu-i vedeți niciodată? Niciodată, că vin câteodată când aproape să vii votările, atunci ei vin, dar până atunci nu mai vine nimeni. O să uită și nici nu ne ascultă și nici nu-i vede pe nimeni, și vor așa ia fac, știți? Oamenii de la sate spun că și-ar dori ca deputații pe care i-au delegat în legislativ să fie mai atenți la nevoile lor. Aveți încredere în aleșii poporului? Nu știu cum să zic. Și da, și nu. Acolo, în parlament acela, e spre mulți. Dar să mai iasă la muncă, să vadă cum ușește moldovanul pe câmpia, ca cum ușim la păpșoi, la răsărită, la pătlăjele. Da. Ne stăruim ca să știe. Dar vin pe aici aleșii poporului, i-ați văzut vreodată sau vin doar de alegeri? Numai la alegeri, dar așa ca să vii să întrebi cum dumneavoastră în sat, cum munca, cum merge, nu mai vede nimeni. Care Republica Moldova să fie ca și țările dezvoltate în European? Asta streacă sute de ani încă dacă eu mai ajunge. Nu, eu n-am să-i văd și nu știu. Precis că eu nu-i văd. Precis că nu-i văd. Să înțeleg, toți anii așa mulți politicieni v-au promis integrarea europeană. Toți! Probleme multe în țară și nu le reușesc pe toate. E nevoie de politici în toate domeniile, spun unii. Care își doresc pensii, care își doresc salarii mai mari, care își doresc drumuri, care, nu știu, tăți au dorinți. Da, e greu, tăți vor. Dar ei știu mai bine și pot să ofere și cum să conduc, cred că... Pe lângă reforme și legi, astăzi, ca niciodată, moldovenii spun că vor... Vrem să fie pace. Veni mai des? Da, să veniți așa prin sat și să aflați părerea la mai mulți oameni. Pentru că sunt momente și grele, nu numai bine, dar sunt foarte grele momente, mai ales noi muncitorii care muncim și noi prețuită munca noastră. De asta și suntem aici în Hârbovăț, de asta și mergem în toate localitățile, încercăm să ajungem la toate localitățile din țară. Vă dorim sănătate cât mai multă și eu un popor fericit, bucuros.